Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: divertisment. Aha, aha, aha. Un sejur în străinătate de la o agenție de turism din România. Toate ofertele acestora sunt niște minciuni. Ți se promit niște cazări de 5 stele și ți se oferă o rulotă murdară, asta în cazul în care ești foarte, foarte norocos. Așa că, vă rog, alegeți agențiile de turism din străinătate, pentru că, de exemplu, aici în Spania, așa ceva nu se va întâmpla niciodată. Și acum, am să-mi iau camera de hotel de 5 stele și mă voi pregăti să înnoptez printre cerșetori. Credeam legătura că o să-mi o fure cineva și pe asta. Fichișor, iubito, ce faci? Nu credești că eu nu vorbesc cu tine. L-ați văzut cumva pe Jose? Pentru că am întâlnire cu el. Mi am uite ce am luat, o să am dat una căciula grande din ăla, așa ceva. Eu când îmi cumpăr vreo fustiță de super și spui că dau banii pe cârpe și tu dai banii pe hârtii, cheltui pe toți pe hârtii. Mi-amor, dar astea nu sunt simple papel, mi-amor, sunt el biletes pentru insula de Maldive, să ne merg numai los bogătanios ca noi, los chumegos, nu toată tălinea. Da. Aha, aha. Ce-am câștigat aici și așa. Ce, mă? Aha. Ce, mă, lasă-mă? Lasă-mă că știu eu. Mergi mai departe. Hai, mă! O excursie? De două persoane în Maldive. Și vin și eu! Dar nu te grăbi, stai puțin! Ce? Că nu e pentru noi doi! Da? E pentru noi doi! Să înțeleg că o să mergem toți în luna de miere? Da, mă! Todos! Nu fii supărat, mă! Bă, hai mă, nu fii supărat! Bucură-te, mă, fă-mi și mie curaj! Dai fața asta, parcă plec în armată, nu mă duc în luna de miere! Mai bine te duci în armată, acolo puteam să merg și eu cu tine. Băi, Romică, fii mă bărbat! Fii mă bărbat! Fii mă bărbat! Auzi, știi ceva? Pe mine mă doare sufletul că pleci acolo. Cine o să mai sfărăie mai tare ca mine? Cine o să-mi numere firele de păr din cap? Și tot timpul să iasă mai mult cu două? Cine? Să știi, pleacă! Dar pe mine mă doare, uite aici mă doare! Știi de ce te doare aici? Că ai dormit îmbrăcat pe furculița azi noapte. Hai mă, Romică, 3 săptămâni nu e așa mult! Păi sigur, hai! Nu e așa mult! Să ne scrieți. Da. Auzi, mă, tu pleacă de aici, lasă-mă în pace, mai bine să ne luăm mai repede la revedere, ca să mi se scurteze o dată toată. Hai, mă, nu mai fi supărat, mă. Tu 3 săptămâni, trec cu 3 săptămâni. Deci, e asta. Ce prost sunt. Nu știu să lucrez cu mistria și cu canciociu. Cu canciociu. Dacă era palat de aici, ăsta precis făcea așa, că și știe pe toate, mă. Asta înseamnă un prieten bun la toate. Așa eu stau ca prostul aici. Cornele, tu nu ești plecat, mă? Nu, eu sunt aici. Cum aici? Păi crezi că eu sunt tâmpit? Cred că eu nu știu că ești plecat? Nu, n-am plecat. Dar unde ai fost? A fost tot timpul aici. A fost tot timpul aici? Da. Să nu spui că te-ai pofilat. Mamă, mare șmecherie și Cornele. Extraordinar. Cornele? Cornele? Cornel?
Cornele, unde ai plecat, mă? Unde te-ai dus? Aoleo, și avem atâta nevoie de el. Iar ai apărut. Păi nu am plecat nicăieri, eu sunt prietenul tău imaginar. Cum? Ești prietenul meu imaginar? Dar eu nu sunt palade. Eu sunt prietenul tău din imaginația ta, înțelegi? Eu sunt palade din imaginația ta, ăsta sunt eu. Haide-te, deci tu ești palade, dar nu ești palade? Nu. Ești imaginația mea? Sigur că da. Ce mă bucur că suntem împreună amândoi aici și că nu ești plecat. Doamne, îți mulțumesc! Ai plecat iar, Corneluș, ce ți-am făcut? Ți-am greșit cu ceva? Hai mă, nu mă mai... Iar ai apărut. Băi, mă mai frești mult? De ce? Păi nu mai bate, bă, din palme. Tot apar, tot dispar, tot apar, tot dispar. Ce și-o băgeați cu cuc? Te rog frumos să nu-ți bajoc de unicul tău prieten. Doamne, nu mai beau câte zile o avea. Să nu-mi spui că eu când bam din palme, tu apar și dispari. Da. Sper că nu e de la băutură. Așa e, a dispărut. Cornele, ce prost sunt. Cornel! Bravo, bravo. Atunci o să rămâi cu mine tot timpul. Dar vrei să spun ceva? Tu ești mai urât decât palade. E normal. Eu nu sunt palade. Sunt prietenul tău imaginar. Din imaginația ta, palade din așa ceva. Lasă-mă. Atunci, carte de aceea, că n-am nevoie de tine acum. Hai! Din cauza ta, Vicky, n-o să ne mai ia nicio companie aeriană. Vezi, dar încă nu permit nimănui să vorbească așa despre mine, da? Nu parlando de te. Ne-a spus în avion că sunt el tulburesias și trebuie să avem pregătit el parasuta. Știi ceva, nu mai înțeleg nimic și nu e vina mea că am început să mă dezbrac. E muy bien că am ajuns todos bien aici la el tierra. Da, păcat că Palade a avut niște mici probleme. Palade? Da. Dar chiar unde e Palade? Unde e Palade? Uite, Palade! Ce palmier, bă! Ce plajă, ce valuri, ce bikini! E ca la noi la Sinaia! Mă avem puțin nepapă ursul! Trebuie, când ieșando de aici, din El Ministro, să dăm de una playa muy muchos buenas. Așa e scris aici, în El Harta. Dar, unde ai fost, Palades? M-am mâncat prea mult în avion și am rămas să fac ce fac printre conifere la Sinaia. Hai, mă, puturosule, că vrește să văd hotelul ăla de vis în care vom locui cu toți. Dacă m-ați ajutat puțin, am ajunge mai repede. Da? Ajut eu! Mi-amor! Ce e aici, mi-amor? Atât de pochita! Este rochița mea de seară pe care abia aștept să o port! Hai să probando, mi-amor! Hai să probando! Cornele, acum ne-am căsătorit. Da. Trebuie să fii bărbat și să mă menajez. Așa că, pa, ne vedem la hotelul dintre conifere. José, mergem de 6 ore și am ajuns exact în același loc de unde am plecat. Este el veinat care demonstrează că el tierra es rotonde. Nu, asta demonstrează că nu te pricepi la orientare. Este acum insultant. Eu când anul 8 ani am ganeando un concurso de orientant turistică. Da, și unde se petrecea acest concurs? La mia hacienda. Trebuia să găseam el baia, pentru că făceam pe mine todos timpul și de câte ori găseam el baia, mi-mi dădea un bombon de șocolată. Câte bomboane ai primit? Un bombon de consolare. Frumosele, îți dau eu câtă bombonică, de câte ori o să mă fac să ating extazul în noaptea nunții. Muchas gracias, mi amor.
Are cineva o gură de oxigen? Că mă sufoc de tot. Nu acum, păpușel, nu acum, că încercăm să descifrăm și noi o hartă. Da, dacă vine aia cu coasta, am să-i spun să mă aștepte câteva minute până citește nevastă-mea harta. Bolaniu, lasă Ilianos să vadă că El Jose are veinat. Mă scuzați, n-are rost ca moartea mea să vă întrerupă cearta. Nu, Palade, dar noi avem aici probleme mult mai serioase și tu mă iei cu chestiile astea. Limbă, da! Ileana! Joselino, e vână, Palade, uitați-vă la el! E ca și când... ca și când m-a uitat pe mine Dumnezeu pe solar! Așa! Lasă bagajele jos acum! Îngrozitor, mă doare spatele. Parcă am cărat genți toată ziua, n-am văzut așa ceva. Tot timpul uit că astea sunt de plastic. Bine, Jose, atunci îți mai dau o bomboană de consolare. Gracias. Joselino, tu chiar vrei să depășești recordul? Chiar vrei mai multe bomboane? Mi amor, sunt obosidos, mi amor. Nu m-am simțit-os așa de când aveam 8 anios. Bine, mai puțin el senzațion de umididad. Hai, mă, Joselino, tu una zici și alta faci. Toți bărbații pe care i-am avut înainte, ce spuneau, aia și îmi făceau. Mi amor, mi amor, mai... silencio, că nu mai aud el greas cum cantandos. Dacă nu aud el greas cum cantandos, nu mai putut să adormidos, mi amor. Păi, dacă nu mă gândi-l tu, atunci cine? Știu eu câteva nume. Vă rog, apărați-mă de peste cu picioare. Cu 8 picioare? N-am știut că Jose e așa de viril. Ești convinsă că ai luat toate bomboanele câte trebuiau? Nu! Dacă ar fi după Jose, nu vorbim de bestie, ci de Tom Degețel! Dar ce este mai grav este faptul că în cortul nostru se află un păianjen! Stai liniștită, dragă, rezolv eu situația. Don Jose? Mie foame. El Palades, n-am decât un bombon de șocolados pe care am gagnat-o cu muchos prudores. No, păstrează-o, Don Jose. Oricum nu cred că mai capezi vreodată alta în viața ta. Alo? Alo, da! Mămică, tu ești, mă? Cornel! Bă, te pup, ce faci? Ce prost auzi, zici că vorbești din România! Ești prost? De ce? Nu ești tu prost! Sau de prost, parcă ai vorbit din România, ce faci? Ce fac? Uite, te-am sunat să spun că sunt bine. E frumos aici, bă. E soare, e mare, apă, cocotier, palmier, maimuțe. Au băgat și urși. Mă simt așa, un plic plouat așa, mă simt... Au, ce ai? Mă doare capul, dar mi-a trecut repede. Că e frumos aici, e tare. N-ai timp să te doare capul, e petreceri. Tocmai m-a lovit un val în tâmpla țărmului cu tine. Da, bravo, și noi, și eu... Cu surful pe spumă. Și noi suntem la servici și... Pe mine curg apele așa, mor de râs, de la râs că ne distrăm cu colegii la servici aici. Și la noi, e nebunie. E o distracție, știi că ei vin la muncă de plăcere. Și la noi e plăcere aici, tocmai trece o duduie cu surful pe spuma balului. Cornel! Mi-a sărit, da.
Cum a fost în noaptea anunții? Wow! N-am să uit niciodată noaptea anunții. Bravo, 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 mă bucur. Dar serviciul la hotel cum este? Belea! Mă, ăștia un serviciu aici excepțional, bă. Nu, nu e ca la noi. Bă, e frumos de tot. La unii le-au dat chiar și bomboane. Bravo, bravo. La noi, în România, le fură bomboanele din cameră. Da, da. Da. Și altceva? Tu ce faci? Romi, că e bine aici. O să vorbim când mă întorc, da? Da. Bine. Hai, te-am pupat. Pa. La revedere. La revedere. Trebuie să ajung neapărat. Sigur, ăsta este în tomberon până la gât. Dacă n-ajung repede și nu-l învăț să nuată, sigur să nac. Săracul de el, după voce, era în tomberon până la gât. Și ce dacă mă duc după el, măcar dacă murim, să murim amândoi înecați. Chiar așa, mă, să n-am noroc în viață. Mergi mai departe. Să mergi tu, bă, că nu mai poți să mai mergi. Nu se poate. Palade, să ai pe noroc și eu să stau ca prost la cărți. Stimată doamnă, vreau să vă spun că am câștigat o promoție, un bilet până la ambasă. Ia vedeți, îmi iese ceva la drum de seară. Un bilet? Da, un bilet la, până la... Îmi pare foarte rău, dar promoția noastră nu este decât pentru cupluri. Aoleu, mi-a pus Dumnezeu la cap. Pa dacă e pentru cupluri, n-ați vrea să ne cuplăm împreună? Dom'le, ce ceva nu vă permit, da? Asta este o agenție serioasă, da? Păi și eu tot o femeie serioasă, ca o să știți. M-am săturat de vechi, aveți o privire așa de serioasă. Este o agenție de turism, da? Matrimonială. Matrimonială, știu! Da. În pat matrimonial să ne alergăm amândoi, nesile! Dom'le, ieși afară, te rog frumos, da? Auzi, mă? Eu sper că jefe să se enerveze rău, 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 rău de tot pentru ceea ce fac eu acum. Bineînțeles că se va enerva. Totul e ca tu să joci rolul perfect. Ne-am înțeles, fast food? Totul depinde de tine, da? Te rog eu frumos, Romica. Mă, să nu afle nimeni. Nici dacă e să te tortureze, mă, să te taie, să-ți dea sare. Îți stai seama că dacă faci lucrul ăsta... Acum, sincer, îți dai seama că și la mine, la CV, ar cădea nasol să se afle că... Ce mai e? Mai e ceva ce nu ți-am spus. Ce? Bine, dacă trebuie, trebuie. Stă bine? Buenos dias. Buenos dias. Cine e soția? Ea este soția mea. Ia să știți că de obicei vorbește așa, așa mă, îmi face capul, așa mă, ciugulește acasă, dar când intră cu oamenii așa, e mută, surdă de multă. Extraordinar. Extraordinar. Dar ce doriți? Păi ce v-am spus amândoi în insule. Deci sunteți împreună. Da. Am profitat și noi de legea spaniolă și ne-am luat pentru că ne iubim foarte mult. Așa este. Ne iubim ca nebunii, pot spune. Știți că mă interesează asta? Dacă doamna vrea să povestească, poate să scrie o carte.
Se pare că cineva în dimineața asta a avut niște frustrări de... Mă rog, doamna, totuși două bilete în Malvive. Da, eu nu vă cred totuși că sunteți împreună. Trebuie să îmi dovediți asta. Uite, ce am! Uitați aici două foi de hârtie. Da, să... Scrieți culoarea preferată. Așa. Și doamna... Doamna e, ia e. Așa. Trebuie să ghicească. Trebuie să ghicească, da. Hai mai repede. Poftiți. Pixurile. Poftiți, el mai ia, i-a rămas de la părinți. Dumneavoastră? Da. Ați scris culoarea roșie. Dacă suntem normal. Și dumneavoastră a scris? O fi de la loto. Păi, X-ul pentru mine înseamnă roșu. Da, doamnă, da, trăim o dramă. Așa în alfabetă cum e, să știți că eu o iubesc. Pentru că eu îi citesc noaptea, capra scutreezos în limba... Si! Până doarme. Da. Să zicem că vă dau aprobare. Uitați biletele. Dar să știți că sunt cu ochii pe voi. Da. Mulțumim. Ne ușinaros, agenția de turism humanos, ne mintiendo că ne trimiteți la el hotel de el 5 estelas și ne-ați trimis el Evo Medios, ne ușinaros. În doapele voastre! Ei, lasă mă sufocat! Nu știți ce înseamnă să dorm cu două hose în corp? Fast food, da. Eu cred că așa au murit. Mâncați de canibali, bă, băiatule! Eu cred că au murit de plictiseală, nu vezi că parcă suntem pe Valea Prahovei, mă! Nu știu. Uite, bomboni! Lasă-le, mă, încolo de bomboni! Ați fost! Tu vezi ce fac și eu? Uite rusul ăla! Păi rus, bă, uite ce scrie! Samaliot, Mișto, Zburaev, Ietăliva, Lazănaiet! Aoleu, ce-l arată fundul! Ce cătrice nasoală are! Parcă a dat cu toporul acolo! Aoleu, auzi? Da! Eu zic să mergem de aici așa, că se apropie de noi. Dacă vrei, vorbește tu, că tu știi mai bine ruta. Da? Vorbești. Ho, bravo! Ho! 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 Hai! Pulsa!